Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ați revenit la emisiunea Viață în Armonie. Și pentru că este Viață în Armonie, astăzi avem un invitat care ne va învăța să trăim cu adevărat în armonie. Bine ați venit, domnul doctor! Bine v-am găsit, Săruna! Am să vă rog să vă prezentați dumneavoastră, pentru că aveți multe să spuneți telespectatorilor. Este doar atât vă spun, a venit din Cluj, este pentru prima oară într-o televiziune în Piatra Neamț. Nu știu dacă ați mai participat și la alte emisiuni, dar cel puțin aici este în premieră. Așadar, domnul doctor, vă rog să vă prezentați, să spuneți cine sunteți, de unde veniți și după aceea o să prezentăm și aparatele cu care ați binevoit să ne onorați cu prezența. Da, numele meu este Alpar Fodor, eu provin dintr-un sat de lângă Turda și în momentul de față trăiesc în Cluj. Sunt chimist de meserie, m-am specializat în chimie analitică și am fost constructor de aparatură și în acest domeniu mi-am dat și un doctorat în 93, dar din diverse întâmplări am ajuns în domeniul nutriției. În 93 mi s-a întors fetița din Anglia cu cea mai gravă formă de psoriasis, considerată de toți medicii, de toți specialiștii, boală incurabilă, și am fost nevoit împreună cu soția mea să o vindecăm. Ceea ce am reușit să realizăm într-un an de zile, deci au trecut 20 și ceva de ani fără niciun simptom, și atunci am început să studiez, de fapt, nutriția, dietele, și fiindcă sunt de formație chimist, evident, pentru că pentru mine n-a fost o problemă. Fiind însă în domeniul chimiei analitice și lucrând cu aparatură, mi-am dat seama că avem în aceste instrumente, în aceste aparate, un ajutor extraordinar. Așa că, la un moment dat, am ajuns în posesia unui aparat de biorezonanță de tip SCIO, elaborat de unul din cei mai mari ciberneticieni de la NASA, William Nelson. Mi-am cumpărat aparatul, am făcut un curs de specializare de 2 zile în biorezonanță și, pe urmă, sigur, în mod autodidact, lucrând câteva sute de ore și prierzând nopți întregi, am săpat în interiorul aparatului, săpat în ghilimele, și în felul acesta mi-am dat seama că este un instrument extraordinar pentru a avea o imagine de ansamblu despre organism, despre corpul uman, care să ne ajute în problema sănătății, în vindecare, pentru că acel aparat avea și câteva sute de tratamente. În afară de evaluarea stării generale, se puteau face și câteva sute de tratamente cu acel aparat. Iar de 11 ani m-am dedicat total nutriție, lucrând la o companie de suplimente nutritive. Și în toamna anului trecut, de fapt acum 2 ani, am descoperit acest aparat pe care îl vedeți pe masă, care este un aparat simplificat, deoarece este un aparat de evaluare a stării de sănătate, măsoară relativ puțin parametri și totuși foarte mulți, care sunt necesari pentru a evalua o stare generală a organismului, în special în ce privește parametrii de funcționare corectă și parametrii de carență sau deficiență nutritivă din organism. Deci asta, pentru un nutriționist, pentru un om care se ocupă cu acest domeniu, este un instrument extraordinar, pentru că în foarte scurt timp, în câteva minute, este în stare să elaboreze 36 de buletine de analiză. În total, am fost curios și am numărat, 249 de parametri. Wow! În câteva cuvinte ne-a făcut deja prezentarea, ne-a spus ce este de fapt acest aparat.
Ne-a explicat domnul doctor și ce este de fapt biorezonanța și de ce ar fi bine, pentru că nimic nu trebuie, dar ar fi bine să avem încredere în biorezonanță. Eu am să vă mărturisesc un lucru. Cu ceva timp în urmă, și noi în Piatra Neamț avem câteva persoane care dețin aceste aparate, și vreau să vă spun că pentru a mă edifica în ceea ce privește realitatea a tuturor analizelor care le fac, m-am dus cu analizele de sânge făcute în buzunar și apoi m-am supus unui test pe acest aparat. Și vreau să vă spun că am fost surprinsă de faptul că mi-au dat, nu numai că au fost exacte sau 99,9% exacte, dar au fost mai multe detalii decât mi-a putut spune analiza sângelui. De aici și până la a renunța efectiv la a face analiza sângelui este un mare drum, deci nimeni nu spune lucrul acesta. Dar eu am făcut această testare pentru a avea eu certitudinea că este bine ceea ce prezintă aparatul și este un adevăr. Acum am să vă rog să mai spuneți dumneavoastră cum funcționează eventual și să facem chiar și o probă practică, pentru că mulți dintre telespectatori nu știu ce este acest aparat de biorezonanță. Da. Principiul, de fapt, este ușor de înțeles pentru oricine, pentru că, sigur, orice celulă vie emite, de fapt, o frecvență sau, de fapt, un pachet de frecvențe, o oscilație, dacă vreți, care este caracteristică. Deci o frecvență bună, de fapt, atestă o bună funcționare. Așa că, în principiu, acest aparat este ca principiu foarte simplu. Avem un detector, această cutiuță, care nu este altceva decât detectorul de frecvențe, și avem un program complex care analizează acest pachet de frecvențe. La anumite frecvențe caracteristice, unui anumit proces sau unui anumite carențe, se măsoară mărimea semnalului. Deci este un fel de aparat radio care se acordează pe frecvența respectivă și se măsoară valoarea semnalului. Deci în fond și la urma urmei este un principiu foarte simplu, ușor de înțeles de către toată lumea, cel puțin la stadiul de detecție și măsurare. Nemaipomenit. Haideți să facem o probă. Și o să vă rog să-mi spuneți și cum să procedez. Mi-ați explicat că această bară să va fi prinsă în mână și acest dispozitiv este, de fapt, electrodul detector dublu, deci are două unități distincte. Acea lumină o să semnalizeze funcționarea și că sunteți aici, în legătură cu aparatul. Da. Prin acest detector, aparatul detectează frecvența organismului dumneavoastră și, după care, calculatorul cu un program foarte complex, de fapt, un program care detectează frecvențe individuale din pachetul acesta imens de frecvențe, chiar analiză cu transformate Fourier ca să scoată exact ce avem nevoie, după care se afișează pe ecran valoarea măsurată, care va fi comparată cu valorile de referință, valorile de bună funcționare. Și în funcție de unde se află valoarea măsurată, sunteți în regulă să aveți o abatere de la normalitate. După care, sigur, urmează interpretarea, și aici greșește foarte multă lume, că nu este chiar simplu să interpretezi și să faci toate corelațiile între diversi parametri. Un lucru însă este plăcut în acest aparat care este pe masă, că totul este inteligibil, chiar și de un om simplu. Deci este parametru descris, se vede clar ce măsurăm și nu trebuie să fii specialist ca să interpretezi rezultatele. Înțeles. Bine, e un fel de descifrare, practic, a ceea ce spune acest aparat și chiar dacă spuneți că e simplu, nu este la îndemâna oricui. Nu este la îndemâna oricui. Eu acum în compania în care lucrez, însă și unde practic oferim oamenilor acest aparat, facem și un curs de inițiere, chiar perfecționare, ca ei să poată utiliza aparatul și compania la care lucrez le oferă și o diplomă. Da.
Bun, să trecem la fapte, cum da. Se spune. Deci, eu v-am trecut înainte de emisiune în calculator, deci sunteți așa. Dumneavoastră. Prindeți electrodul, este ok. L-am prins bine, da? Da, așa. Este bine. Țineți într-o poziție de mijloc, așa. Și pornim programul. Așa. Așa. Deci, se vede pe ecran organul pe care lucrează aparatul. Deci, acum, de exemplu, este pe plână. Aici se vede pachetul de frecvențe măsurat de detector. Pe dumneavoastră o să vă rog că în acest un minut și jumătate să păstrați liniștea și să fiți atentă. Chiar concentrați-vă puțin pe organul pe care vi-l spun eu și care se vede pe ecran. Deci, momentan lucrează pe inimă. Urmează ficatul. Acum suntem pe renic și vezică. Intestinele. Pancreasul și bila. Se vede și stomacul pe imagine. Coloana vertebrală. Oasele și cartilagele, încheieturile. Sistemul cardiovascular. Și organele genitale. Deci, atât a fost determinarea propriu-zisă. Putem pune jos electrodul, salvăm datele. Se procesează, deci lucrează calculatorul. Iată doar că nu a durat decât un minut. Un minut și ceva. Și atât de simplu, fără durere, fără nimic. Metoda este non-invazivă, se poate repeta de oricâte ori. Este impresionantă și reproductibilitatea acestui aparat, că de obicei în acest domeniu e foarte greu să ajungi la același rezultat dacă repeți măsurarea. Uh-huh. Pe mine chiar m-a surprins repetabilitatea acestui instrument. Și sigur, dacă urmărim și monitorizăm omul pe termen lung, noi putem constata și îmbunătățirile, diferențele de la o lună la alta chiar. Și dacă, sigur, noi oferim niște produse naturale, niște suplimente nutritive, care în primul rând au menirea de a elimina aceste deficiențe ale organismului, fără de care el nu funcționează ca lumea. De fapt, acest domeniu este domeniul medicinei celulare, pentru că la urma urmei baza vieții este celula, deci este unitatea de bază a organismului.
dacă celula primește toți nutrienții de care are nevoie, va funcționa corect. Și atunci țesuturile funcționează cum trebuie, organele noastre funcționează cum trebuie și tot organismul, în mod holistic, este în armonie. Este în armonie și proiectul este pe 150 de ani. O, Doamne, vorbeam într-o emisiune trecută cu cineva și îmi spunea că la început, când s-a creat Pământul, când Dumnezeu a făcut Pământul și l-a făcut pe Adam și Eva, au trăit 930 și nu știu câți de ani. Și am zis, Doamne, ce înseamnă să trăiești aproape 1000 de ani? Oare cum e viața când noi nici n-ajungem, undeva trecem de media de vârstă de 60 și ceva de ani și încep să te resimți. Acum știți cum este, mă uit, mama mea are 84 de ani anul ăsta și vă spun sincer mulțumesc la fel și noastră, vă spun sincer că este de o energie debordantă și realizez că și sănătatea ei, mulțumesc lui Dumnezeu, este bună. Ce înseamnă să trăiești într-o lume în care ai mâncat natural, bio, de la țară și ai crescut în aer curat și ce înseamnă să trăiești și să fii vorba ei că pe vremea lui Ceaușescu de fapt am fost crescuți la cartelă. Deci e mare diferența. Și ce înseamnă și să fii atacat în permanență de noxe și de ceea ce de fapt civilizația ne-a adus și un deserviciu sănătății noastre. Acum, dumneavoastră, veniți și ne spuneți foarte clar ce înseamnă să aduci un plus în organism de nutrienți pe care îi constatăm că nu mai sunt sau așa sunt este carențele respective. Eu v-aș provoca și la un alt subiect, pentru că mi-ați spus că sunteți și nutriționist. Foarte multă lume, din cauza stresului și a programului dezorganizat în viață, deja intervin niște probleme de sănătate care dă efectiv o îngrășare, obezitate, din cauza stresului, poate și programul. Mie, de exemplu, mi se întâmplă să nu pot mânca la timp și atunci când ajung acasă mănânc foarte mult, nu mă pot abține pentru că mi-este foame, iar după 3 ore, poate până în cele 3 ore în care noi n-ar trebui să mâncăm nimic, pentru că lăsăm organismul să-și facă siesta, noi mai mâncăm câte ceva și atunci organismul nu mai are timp să-și facă procesarea acelei mese și mai dai ceva, un surplus și uite așa ne dăm peste cap. Și pentru că tot vă avem aici în emisiune, v-aș ruga să ne spuneți, după părerea dumneavoastră, ce ar fi bine să facem și să ne, cât de cât, să ne programăm în așa fel masa în care ne hrănim și cum să mâncăm și cum să acordăm timp pentru trupul nostru în așa fel încât să avem și rezultate bune, să nu ne mai îngrășăm, să nu mai știu, sunt atâtea probleme de sănătate care apar din cauza stresului. Da, aveți perfectă dreptate. Evident că problemele de bază sunt probleme psihice, probleme ale gândirii, ale creierului nostru. Că noi, sigur, avem o influență totală asupra organismului, nu întâmplător, cele mai multe boli sunt boli, așa zise, psihosomatice. Adică psihicul îmbolnăvește soma, adică corpul. Deci echilibru, mă rog, acceptarea și tratamentul stresului la care suntem expuși vrând nevrând, este unul din cele mai importante lucruri în ce privește sănătatea. După care, sigur, se constată că cam 80% din bolile cronice, bolile care se instalează pe parcursul vieții noastre, sunt boli de carență nutritivă. Adică nu îi oferim organismului, celulelor noastre, toți nutrienții de care au nevoie ca să funcționeze perfect. Și acum am început discuția cu vârsta medie a populației. Nu știu dacă știți, în România un bărbat, statistică oficială, trăiește 68,1 ani. Din fericire, dumneavoastră, femeile trăiesc 74 sau 76 chiar, 76 mi se pare, da? Deci înseamnă o diferență de 8 ani
între bărbat și femeie. Și totdeauna se miră lumea cum de femeile trăiesc mai mult. Pentru că sunt mult mai echilibrate și mult mai rezistente la stres decât bărbații. Asta consider că este o cauză. Iar a doua este că suportă mai bine stresul. Deci supraviețuiesc. Mă gândesc la bunica mea care, de exemplu, și-a mormântat toată familia din păcate, din diverse motive, și a trăit până la 84 de ani. Bolile cronice, cele mai frecvente, de care se moare, de fapt, în România, se constată că 51% din populația acestei țări moare de boli de inimă. Și această boală este, de fapt, o problemă de mod de viață și, deci de stres, mod de viață și nutriție. Cam toate se leagă până la urmă de problema. Ca și cancerul, de altfel, că da. Toată lumea spune că da, nu se cunoaște cauza cancerului. Ba da, e lucru recunoscut că, de fapt, este o distrugere, o slăbire a sistemului imunitar al organismului, a tuturor mecanismelor de apărare a organismului și organismul scapă de sub control. Celula nu se mai poate controla. Poate nu știe multă lume, o celulă care în mod normal scapă de sub control și nu se poate reproduce în mod normal, ci începe să se, sau mă rog, are tendință de multiplicare, se formează tumoarea, se sinucide. Fenomenul se numește apoptoză. Dacă el pierde controlul, apare cancerul. Da. Spuneți-mi, eu am înțeles din ceea ce am văzut pe media, pe posturile de televiziune și ce am mai studiat și pe internet, în general, cancerul se face în urma unor șocuri emoționale. Da, asta am citit și eu și sunt convins că la baza acestui fenomen undeva este un șoc emoțional puternic, un stres puternic. Și se poate depista, doar că, sigur, e foarte greu să ajungi la cauză și, de fapt, asta este problema de bază. Că în lumea noastră, de obicei, se tratează efectul și nu cauza. Poate în lumea asta și medicii supra-solicitați nu au timp să descopere cauza. Dacă ar descoperi cauza, atunci ar trata, nu zic în toate cazurile, sigur, atunci ar putea, într-adevăr, obține vindecarea. Și nu acea stare de semi-echilibru în care un organism este menținut încă câtva timp cu ajutorul medicației, cu ajutorul medicamentelor. Eu nu sunt total împotriva medicamentelor, dar fiind chimist, eu știu că medicamentele sunt, de fapt, alopate, considerate alopate, sunt substanțe străine organismului. Iar dacă ne gândim numai la Hipocrate, care a afirmat că, de fapt, doctoria ta trebuie să-ți fie mâncarea, atunci este clar că nutriția are un rol esențial în menținerea sănătății și, în special, în prevenție. Întotdeauna este mult mai ușor să previi decât să vindeci. Adică, gândiți-vă la ce este mai ușor, să împiedici să apară focul sau să stingi focul? Că după stingere ce rămâne dintr-o casă? Nimic, așa este. Vedeți, dumneavoastră, avem la dispoziție multe modalități de a ne echilibra. Doar că este vorba de liberul arbitru al fiecăruia, dacă alege să se echilibreze sau nu. Acum vorbim și despre faptul că avem și o viață spirituală și dacă ne mai gândim și la suflet pe lângă trup, atunci vom ajunge cu siguranță într-un echilibru și într-o viață în armonie. Revenim la stresul la care suntem supuși și este clar că va fi nevoie de mai multă concentrare pe noi decât pe alte lucruri și mai ales pe lucrurile materiale, pentru că noi suntem importanți în primul rând. Să revenim acum la oile noastre, cum se spune. Da. Așa, și să, nu știu dacă dumneavoastră ați reușit să vedeți, s-a procesat acolo ceva. S-a procesat rezultatele. Acum, nu știu dacă dumneavoastră în mod public vreți să le afișăm. Nu neapărat, nu. Doar să-mi spuneți în principiu dacă sunt... Dacă sunteți în regulă. Dacă sunt în regulă, da. Exact. Păi, interesant că, de exemplu, aparatul, prima măsurare, primul buletin pe care îl liberează este inima și vreau să vă spun că aveți un sistem cardiovascular aproape perfect. Singura problemă care apare aici la mine
nu-i mare secret, este elasticitatea vasculară. Da, colesterolul. Nu. Culmea este că nu este colesterolul. Nu? Pentru că nu aveți ateroscleroză. Deci eu văd aici și cristale colesterol care sunt exact pe verde. Deci nu aveți ateroscleroză. Problema de bază, și în special la femei în această situație, este un lucru extraordinar de simplu. Și vă întreb, dumneavoastră, de câte ori mâncați, de exemplu, răcitură pe an? Foarte rar, de două ori dacă. Mâncați pielea de găină? Nu. Nu vedeți? Deci o simplă deficiență de colagen, țesutul elastic, tridimensional, care este colagen, care este răspunzător pentru elasticitatea părului, a pielii, a ochilor, a tendoanelor, a mușchilor, a oaselor și a, în special a arterelor, lipsește din organism. Deci ce aveți de făcut ca să eliminăm acest parametru? Să nu-mi spune să mănânc pielea de găină? Să mâncați pielea de găină, să mâncați cam de 2-3 ori pe săptămână răcitură, da? Da. Sau să luați un supliment. De ce să schimbați? Alternativa, da. Alternativa este un supliment cu colagen hidrolizat care se absorbe în organism și fiind hidrolizat, deci o moleculă, deci o componentă, de fapt, de bază a colagenului, ajunge unde trebuie. Organismul îl folosește acolo unde are nevoie. Noi nu trebuie să facem program, că el e un program perfect de 150 de ani. Da, așa este. Sincer, vă spun, nu mănânc pielea de găină, nu de altceva, dar știu că prin piele toate toxinele trec și atunci noi, de fapt, îngurgităm aceste toxine, așa, așa că prefer să nu... Da, vorbim de acea găină care a crescut în grădina de la țară. E de acord cu dumneavoastră, dar și acea găină este supusă la un stres înainte de a fi tăiată și există același subiect ca și pe oricare ființă pe fața pământului care știe că va fi, simte că va fi tăiată. Da, într-un fel, sau așa este. Problema este însă că, în concepția mea, omul este omnivor și sunt foarte multe elemente nutritive care sunt de origine animală. Deci în regnul vegetal sunt foarte puține elemente care să înlocuiască colagenul, de exemplu. Trebuie să fie de origine animală. De acord cu dumneavoastră, doar că aduceți-vă aminte că Dumnezeu când a creat pământul și pe Adam și Eva le-a spus mâncați ce este în copaci și ce veți cultiva din pământ. Apoi au apărut acele nevoi de a mânca și a omora animale și... Așa aveți dreptate. Deci dacă cineva nu dorește acest lucru, noi vă putem oferi colagen hidrolizat în capsule. Ce se întâmplă și cu suplimentele? Că dacă îmi permiteți... Sunt niște concepții greșite în acest moment legate de suplimente. Eu nu le spun alimentare, pentru că suplimente alimentare sunt cele din alimente. De exemplu, se colorează pâinea ca să vând pâinea albă ca pâine integrală. Ele sunt suplimente alimentare. Suplimentele nutritive ar fi bine, mai bine să le denumim, așa cum în ultima vreme m-am obișnuit, armonizante celulare. Și aici sunt trei lucruri de bază. Totdeauna sunt întrebat, păi nu vreau să iau medicamente. Suplimentele nu sunt medicamente, suplimentele sunt alimente. Așa trebuie să pornim cu această concepție, pentru că se obțin din surse naturale și, de fapt, într-adevăr, sunt alimente. Cu alte cuvinte, nu sunt medicamente în sensul clasic al cuvântului. Categoric facem diferența între ceea ce numim medicament, adică tot ce este alopat. Alopat și substanță chimică. Și substanță chimică și ce este remediu naturist sau, cum spuneți dumneavoastră, acest remediu care completează efectiv din alimentație. Așa ce este. Nu ne putem noi. Așa. Sunt persoane cu... Și eu am anumite, ca fiecare om, am anumite alimente care îmi plac sau care nu îmi plac, așa dar este. Care trebuiesc automat completate cu acele substanțe care nu le găsești așa, nu le, așa este. Din mâncarea pe care nu-ți place să o mănânci. Aveți perfectă dreptate și totdeauna sunt întrebat cât timp trebuie să consumăm suplimente. Eu acum, toată lumea mă întreabă, da, i-am prescris niște suplimente, cât timp trebuie să iau suplimente?
Și atunci îmi pun întrebarea... Cât timp nu mănânci ce n-am? Păi cât timp mănânci? Problema de bază este că sunt niște diferențe extraordinare în ce privește consistența alimentației moderne. Adică, probabil că ați auzit de studiul China, care s-a făcut pe 10.000 de oameni în timp de 50 de ani. De cel mai amplu studiu de nutriție din lume. Și se constată că în 50 de ani, de exemplu, conținutul de vitamine, minerale, deci de fitonutrienți, de antioxidanți și așa mai departe, a scăzut într-un hal aproape incredibil. În acest studiu, de exemplu, mi-aduc aminte, se spune că în mere nu mai există vitamina A. Concentrația de vitamina A în mere, în 2001, când s-a făcut studiul, a fost zero. De ce? Pentru că ele se cultivă în mod intensiv, sub acțiunea, sigur, a îngrășămintelor chimice. Un măr cultivat în Olanda se stropește de 12 până la 14 ori cu substanțe chimice. Gândiți-vă în copilărie cum arătau merele primăvara în pivniță și cum arată merele astăzi în hipermarket. Corect. Deci ele nu mai conțin ceea ce ar trebui să conțină. Din această cauză, noi nu mai putem mânca necesarul. Se spune, bine, doza zilnică recomandată la vitamină C este aproape ilariană, 80 de miligrame. Când, practic, toate studiile arată că este necesar un minim de 1000 de miligrame, un gram de vitamină C, deoarece organismul nostru nu produce vitamină C. Și astăzi, în ce cantitate de aliment avem un gram de vitamină C? În 2,4 kg de portocale, respectiv 1,2 kg de kiwi. Pe zi? Pe zi. Wow. Sau un antioxidant de bază în organism este acidul alfa-lipoic, care se găsește în spanac. Dar acel necesar de 30 de miligrame pe zi, în ce cantitate de spanac credeți că există? Nu știu. În 3,14 kg de spanac. Așa că vă doresc poftă bună dacă vreți ca din spanac să scoateți acidul alfa-lipoic. Mulțumesc frumos, o să mă transform în Popei Marinaru și o să mănânc spanac. E frumos. Da, este foarte adevărat ce spuneți și e foarte bine să ne gândim într-adevăr că până la urmă noi funcționăm așa. Și nu suntem niște roboți. Da. Că până la urmă și un robot îl mai picuri un pic de ulei acolo ca să nu scârție pe aici pe acolo. Ei, noi nu funcționăm ca niște roboți, noi suntem ființe vii lăsate de Dumnezeu, perfect, practic. Perfect, deci cu program perfect, suntem o mașinărie biochimică, nu? Cu mii de reacții biochimice, care dacă are materia primă și ingredientele necesare funcționării, funcționează. M-ați întrebat de mod de alimentație. Da, vreau să revin la subiect. Da, pe aici sunt niște legende. Cea mai cruntă legendă, după părerea mea, nu trebuie să fie toată lumea cu acord cu ea, să mănânci dimineața ca un rege. Asta este părerea, opinia dumneavoastră? Nu, asta este legenda. A, legenda. Și acum haideți să ne gândim cum funcționează organismul. Organismul, ca și orice instalație tehnologică, are o fază de introducere, o fază de prelucrare sau procesare, asimilare, putem spune în cazul nutriției, și o fază de eliminare. Și exact ce a spus dumneavoastră, noi nu respectăm acest ciclu al organismului, că, sigur, ciclul poate fi început la orice oră din zi, dar care ar fi, după părerea mea și după toate studiile mele, ciclul ideal sau timpul ideal al acestui ciclu? Eu de 22 de ani mi-am adoptat acest ciclu alimentar, eu mănânc de la amiaz și până seara. Adică două mese complete. Între timp, în cele două mese, se pot mânca fructe, pentru că o altă legendă este că fructele se mănâncă pe mâncare, fructele se mănâncă pe stomacul gol, pentru că fructele sunt alimente gata pregătite pentru a fi absorbite în 20 de minute. Dacă le introducem peste mâncare,
care se digeră 2-3 ore, înseamnă că fructele, glucoza din fructe, în loc să ajungă în sânge, începe să fermenteze și ne balonăm. Nu știm de ce. Această introducere, prima fază, durează până seara. Și aici, că nu mâncăm după ora 6, altă legendă. Important e să nu mâncăm mai târziu decât cu 2 ore înainte de culcare. Că dacă ne culcăm la ora 12, la 10 putem lua cina, fără nicio problemă. Întrebare. Dacă eu înainte de, a mă culca seara, nu știu, indiferent la ce oră mă culc, mănânc un măr, este bine sau nu este bine? Dacă e pe stomacul gol, este perfect. Cred că undeva la vreo oră jumate, poate, nu știu, 2 ore înainte de culcare. Cu fructele regimul e foarte simplu. Cu o jumătate de oră înainte de mâncare sau cu cel puțin 2 ore după mâncare. După mâncare. Dacă stomacul să fie gol și să accepte imediat ca glucoza să intre în sânge. Direct deja din stomac. Deci nu trebuie să ajungă în intestinul subțire. O parte, sigur. Bun, a doua fază este asimilarea. Deci dacă am mâncat cu 2 ore înainte de culcare și stomacul este gol, organismul toată noaptea până la ora 4 dimineața are timp să asimileze și să transforme mâncarea în energie, pentru că nu are nevoie de energie în timpul somnului. Da, dar vedeți dumneavoastră, ce, o fi legendă, nu o fi legendă, nu știu, spui să nu mănânci fructe seara, că de fapt ele sunt energie și n-ai să mai dormi. N-ai să mai poți dormi. Păi de asta eu nu mănânc fructe seara, că îmi dau seama că nu e bine și atunci urmează, dacă la ora 4 s-a terminat asimilarea, ce urmează după asimilare? Eliminarea rezidurilor, detoxifierea, pregătirea instalației pentru un nou ciclu. Și atunci, dimineață, să mănânci ca un rege, adică mic dejun continental, nu? Bagi în tine ham and eggs, șuncă, tot ce vrei și te trezești că de fapt nu ai energie. De ce? Pentru că digestia în prima fază necesită energie. Deci dimineața se face detoxifierea. Întrebare, cu ce se face detoxifierea și eliminarea rezidurilor dintr-un organism? Cu cafea. Nu? Cu apă se face. Pentru că nici mașina, corect, nu, corect. Nici mașina nu se spală nici cu papară, nici cu pizza. Mașina se spală cu apă. Corect, bem apă. Deci, apă cu la alte temperatura cuvinte, camerei. Exact, începem eventual cu un pahar de apă. Eu personal, cum deschid ochii, mănânc o banană, care este un tampon pentru stomacul meu, conține foarte multe substanțe utile, este un tampon gastric, este și bazic, conține și potasiu necesar. După și are, care, scuzați-mă, și glucide și nu face bine pentru diabetici. Are glucide, deci imediat este energie, pentru că în câteva minute deja deci glucoza și glucidele s-au absorbit în organism. După care beau un pahar mare de suc de portocale, mă învârt 20 de minute, 30 de minute prin baie și dacă mai consider că, mă rog, ziua fi lungă, eventual mănânc niște cereale cu lapte natural. Și nu cu lapte de vacă. Vorbiți lucruri sfinte. De unde lapte natural? Pentru că există în toate prăvălirile și pot face și acasă dacă vreau. Lapte de soia, lapte de alune, lapte de migdale, lapte de orez. Ei, nu de ce? Pentru că este o concepție generală că laptele de vacă nu este aliment uman. La început, omul de rând a trebuit să-și crească copilul și avea nevoie de lapte, că altfel nu-l putea crește. Domnul profesor, și mama mea, Vorbim de laptele care cumpărăm astăzi în prăvălie. Eu vorbesc de laptele de vacă de la țară. Din laptele din prăvălie s-a scos tot ce este util, toate grăsimile, și a rămas, de fapt, un fel de soluție de caseină care e incomestibilă pentru om. Deci, de la vârsta de 3 ani, nu mai avem enzimele necesare pentru a digera caseina din lapte, care este un lipici de etichetă și gospodinile folosesc laptele pentru lipit. Folosesc laptele în alimente ca să lipească alimentele. Deci eu recomand ca după vârsta de 3-4 ani să nu se mai consume lapte de vacă sub nicio formă. Nici ăla original de la măcar, de la băcuță? Măcar ăla
are nutrienții necesari, are toate grăsimile și așa mai departe, dar prin fierbere și mai ales prin pasteurizare și acel calciu, magneziu care, minim care a rămas acolo se transformă în calciu, magneziu anorganic. Deci, cei care beau lapte de vacă, de fapt, ajung la osteoporoză. Oare de aia n-am eu așa ceva, pentru că nu am băut lapte? Nu știu. Iar, mie nu-mi iar, place lapte. Deci, cerealele sunt iarăși imediat comestibile și până la amiaz, ca să, sigur, ca acest proces de detoxifiere, eliminare să se împlinească total, trebuie să bem apă, să mâncăm fructe, să bem sucuri de fructe, bine, nu acidulatele care sunt de fapt o soluție de zahăr și de la care toată lumea se îngrașă, ci sucuri efective de fructe făcute acasă, dacă se poate, sau măcar să scrie pe ele că sunt 100% naturale și nu conțin conservanți. Cunoaștem. Și atunci, la amiază, de fapt, s-a făcut detoxifierea totală a organismului, n-am avut nevoie de energie deloc, pentru că am avut rezerva care s-a format în noaptea în organismul nostru și la amiază putem lua o masă bună, dacă se poate, mâncăruri hidratate, o ciorbă bună și carne putem mânca, dar atenție la asocierea cărnii. Pentru că iarăși nu se respectă niște principii de bază absolut corecte din punct de vedere biochimic. În momentul în care eu asociez proteinele, adică carnea, de exemplu, cu glucide, și se știe foarte bine că digestia celor două elemente este total diferită. Una necesită o digestie acidă, cealaltă o digestie bazică. Și dacă sunt asociate, cum va lucra organismul? De preferință, carnea se mănâncă simplă sau cu legume. Sau cu legume, da. Deci în niciun caz cartof? În niciun caz cu glucide. Cartof, pâine, orez și așa mai departe. Cartof este o mâncare excepțională, dar este un concentrat de glucide, din fericire și vitamină C, dacă nu se prăjește și se transformă într-un aliment uscat, fără niciun conținut, foarte greu digerabil. Cartofii prăjiți în ulei. Cartofii, în mod normal, ar trebui copți sau fierți în coajă ca să-și păstreze tot conținutul și mâncați nu cu proteine, ci eventual cu niște unt bun de casă și cu legume. Cartofi cu legume e mai greu. De exemplu, eu am o mâncare preferată seara, cartofi copți în cuptor cu unt și cu varză murată. E o combinație excepțională. Pentru că varza murată este un aliment excepțional cu conținut foarte mare de vitamină C, foarte sănătos. Și atenție cum preparăm și murăturile. Din moment ce cea mai bună murătură este cea în sare, în saramură, nu? Dar nu conține nimic nociv, nu este hiperacid ca și murăturile în oțet. Oțetul este un acid puternic. Da. Ne mirăm că organismul se acidifică, pentru că toată ziua băgăm în acest organism acizi. Și lucru cunoscut, iarăși un slogan bine cunoscut, acid egal moarte, bază egal viață. Vreau să vă pun o întrebare. Mi s-a recomandat și am văzut chiar multe persoane care au practicat lucrul ăsta și totuși eu, cel puțin pe mine, nu a avut efectul scontat. Lămâie cu bicarbonat și în apă. Deci lămâie cu bicarbonat. Una e acidă, una e bazică. Explicați-mi și mie, ce a ieșit de aici, pe mine, nu mi-a prit. Da, și aici sunt niște legende. Se consideră că lămâia este benefică organismului, conține și așa mai departe. Lămâia culeasă verde de pe pom, care se coace artificial, este puternic acidă. Punct. Ca să neutralizăm acest acid, se pune bicarbonatul, care este bazic. Da. Bicarbonatul este bazic. Dar eu nu prea văd rostul la toată treaba asta. Conținutul de vitamină C la o jumătate de lămâie este egal cu aproape zero.
Deci eu, de fapt, îmi expun stomacul la niște suplicii, nu? Și nu văd niciun rezultat. Acum, problema este că, sigur, foarte multă lume are această hiperaciditate stomacală, care, evident, marea majoritate a cazului e bazată pe un stres puternic. Da. Și se iau tot fel de medicamente care blochează niște procese biochimice în organism, când, de fapt, cel mai bun remediu în acest caz este chiar bicarbonatul de sodiu. Da. Bicarbonatul de sodiu, deși și denumirea și pare o substanță chimică, și este, dar să nu uităm că în organismul nostru reglarea acestei acidități se face chiar de către organism care produce bicarbonat de sodiu. Deci, practic, putem lua pentru ca un remediu băbesc, să zic așa, dar consacrat de sute de ani, de când se produce bicarbonatul. În ce cantitate zilnică? Nu există regulă. Ce se întâmplă? Am o hiperaciditate puternică, simt că mă arde. Iau o jumătate de linguriță de bicarbonat și îl dizolv total într-un pahar de apă, după care beau atâtea înghițituri până mă simt bine, poate două înghițituri, nu un pahar întreg de bicarbonat. Am înțeles. Deci trebuie să, fiecare om, după părerea mea, trebuie să fie propriul lui medic, într-un fel oarecare, până este sănătos. Să facă prevenție ca să nu devină bolnav, nu? Da. Și să respecte niște reguli de bază în ce privește nutriția, nutrienții, modul de viață, stresul și așa mai departe. Ce spuneam la începutul emisiunii, că v-a zburat timpul și, după cum vedeți, chiar a zburat. Nu știu câte nici minute. Nici nu vine să cred că a trecut aproape o oră. Aproape o oră, da. Pentru că ne apropiem vertiginos de finalul emisiunii, aș dori tare, tare mult să concluzionăm pe foarte scurt. Dragi telespectatori, după cum vedeți, acest aparat este nemaipomenit, să aveți încredere în el, că vă face o analiză a structurii dumneavoastră, a corpului și a tuturor analizelor care le puteți face și pe sânge, dar le faceți efectiv aici, fără niciun fel de durere. Deci unde auziți de biorezonanță, vă recomand cu căldură să practicați și dumneavoastră acest sistem. Domnul doctor ne-a spus, ne-a adus informația clară și ce înseamnă un remediu naturist, ce înseamnă un supliment naturist, de ce este bine să-l luăm și cu încredere să apelăm la acestea. Nu spune nimeni să nu luați medicamente. Absolut. dacă este cazul, dar pentru că suntem făcuți de Dumnezeu într-un anumit fel, să nu aducem de afară ce nu avem nevoie de el. Domnul doctor, eu vă mulțumesc din toată inima că ați venit. Din inima asta sănătoasă, așa cum a spus dumneavoastră că este și este, că așa zice lumea, că am o inimă mare. Eu știu că am o inimă mare și sunt tare mulțumită că pot să dăruiesc iubire din inima mea tuturor celor care ne privesc și care ne cunosc și care mă știu și care pentru care sunt aici în fața dumneavoastră, aducându-vă, după cum vedeți, tocmai de la Cluj, nu că n-am avea și la Piatra Neamț, dar de ce nu să aducem și de la Cluj, dacă se poate, oameni valoroși, oameni cu informații multe și mai ales oameni frumoși, oameni cu suflet frumos. Domnul doctor, încă o dată vă mulțumesc și vă mai aștept la Piatra Neamț să mai discutăm despre noutăți. Cu siguranță veniți de fiecare dată cu alte și alte informații. Acum au fost doar niște informații de bază și cum casa se construiește de la temelie, așa am făcut și noi astăzi, am pus temelia și după aia ușor, ușor o să construim și casa, nu între ghilimele. Da, eu vă mulțumesc și vă doresc foarte multă sănătate, atât dumneavoastră cât și ascultătorilor dumneavoastră. Mulțumim tare mult, dragi telespectatori, așa cum v-am obișnuit. Iertați-ne, vă iertăm, vă iubim și vă mulțumim. Nu uitați că ne găsiți aici și suntem pentru dumneavoastră cu toată dragostea, cu toată iubirea și fără iubire știți foarte bine că nu se face nimic, iar pentru că astăzi am vorbit despre corpul nostru, despre sufletul nostru, aveți grijă și de una și de cealaltă, pentru că noi suntem scânteii divine, suntem părticici
părticele ale Creatorului, ale lui Dumnezeu pe pământ lăsate, să fim frumoși, sănătoși și iubitori. Așadar, un weekend minunat cu dragoste și iubire. La revedere! Lola Style. Stilul Lola, stilul tău. Vis-a-vis de cecul de pe Cuiești, salonul Lola Style te așteaptă cu un stil unic. Tratamente cosmetice cu aur și caviar, machiaje de zi și de ocazie, epilări cu ceară de unică folosință, pensări, coafiuri, manicură și pedicură. Lola Style. Stilul Lola, stilul tău.